Bună ziua! Am fost convocat astăzi de luna 10-a 2023, ora 13, pentru a participa la ședința extraordinară a Consiliului Local în Penj, Lățul Bacău, care se va desfășura în sala Marea Camionului Structural Orpen, de sat Orpen, strada Luzii, numărul 178, Comuna Orpen, Județul Bacău, unde va fi supus analize și dezbatere următorul proiect al ordinii de zi. 1. Aprobarea procesului verbal la ședința extraordinară din data de 29.09.2023. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local al Comunei Orpen pe trimestrul al treilea, inițiator primar Popa Costache. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local, inițiator primar Popa Costache. 4. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al Unității Inițiativ Teritoriale Comuna Orpen pentru ședința adunării generale ordinare a acționarilor ASC Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 6.11.2023, ora 13, inițiator primar Popa Costache. 5. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al Unității Inițiativ Teritoriale Comuna Orpen pentru ședința adunării generale ordinare a asociațiilor ADIP, care va avea loc la data de 6.11.2023, ora 14, inițiator primar Popa Costache. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții, modernizare, drumuri de interes local în satele Orpen și Scurta, etapa a doua, inițiator primar Popa Costache. 7. Proiect de hotărâre privind modificarea structurii organizatorice a aparatului de specialitate a primarului Comunei Orpen, Județul Bacău, inițiator primar Popa Costache. 8. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințele Consiliului Local, Orpen, Județul Bacău, inițiator primar Popa Costache. Dar punctul 9, diverse. Dacă avem discuții pe marginea proiectului urmă de zi, dacă nu supun la vot, cine este pentru? O abținere din partea mea. Pentru proiectul numărul 1, aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 29.09.2023, dacă avem discuții, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local al Comunei Orpen pe trimestrul al treilea, inițiator primarul Popa Costache, pe care rog să dea citire materialul. Dau citire referatului de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local al Comunei Orpen pentru trimestrul al treilea din anul 2023. În conformitate cu prevederile articolului 49, alineatul 12 din legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificare și completări ulterioare, legea 571/2003 privind codul fiscal cu modificările și completări ulterioare, în luni de aprilie, iulie, octombrie, pentru trimestrul expirat și cel mai târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta ședință publică spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare al veniturilor prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârșitul anului să nu se înregistreze plăți restante, diferența dintre suma veniturilor încasate și excedentul anterior utilizat pentru finanțarea exercițiului bugetar curent, pe de o parte, și suma plăților efectuate și a plăților restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero. Potrivit datelor prezentate în raport privind execuția bugetului Comunei Orpen pentru trimestrul al treilea, datorită unei juste utilizări a fondurilor, nu se impun măsuri de redimensionare a cheltuielilor prin rectificare bugetară. Față de cele menționate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturată. Deci, proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local al Comunei Orpen pentru trimestrul al treilea din anul 2023. Având în vedere referatul la proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare a Comunei Orpen pentru trimestrul 3, numărul 6279 din 26.10.2023, raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Orpen, numărul 6278 din 26.10.2023,
În conformitate cu prevederile articolului 49 alineatul 12 din legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, legea bugetului de stat numărul 368/2022 din anul 2023, în baza articolului 129 alineatul 1 alineatul 2 litera B și alineatul 4 litera A și articolul 196 alineatul 1 litera A din UG numărul 57/2019, deci codul administrativ, hotărăște articolul 1. Se aprobă execuția bugetului local al Comunei Oameni pentru restul 3, conform anexiunii care face parte integrată de prezent al hotărâșii și articolul 2, cu ducerea la îndeplinirea prezentei hotărâri, se încredințează primarul Comunei Oameni. Sigur, trecut în revistă în ședințele de comisii și anexa numărul 1, parte din proiectul de hotărâre. Mai vreți să mai dau citire cifrelor? Cifre. Dacă sunt discuții, probleme, o să vă spun că nu sunt. Nu sunt mari, eu știu, lipsuri mai sunt, dar probleme vis-a-vis de ceea ce înseamnă în caz cheltuielile și încasările raportate la prevederi inițiale, sunt cele care le vedeți dumneavoastră în anexă. Sperăm că până la finalul anului, pe rectificarea pe care mai vin pe punctul următor al ordinei de zi, să mai corectăm anumite categorii de cheltuieli. Și sperăm ca anul să se încheie cu bine, fără datorii, fără cheltuielor de personal, fără datorii la utilități. Și să respectăm ceea ce am planificat ca și activitate în zona investițiilor. Cam asta ar fi în linii mari pe zona proiectului de hotărâre privind execuția bugetară pentru trimestrul 3. Da, mulțumim. Dacă avem discuții, nu ar fi subiectul. Din partea mea, dacă nu am fost de acord cu aprobarea bugetului în forma adoptată, nu am putut să votez execuția bugetului, așa că mă voi abține la acest proiect. Urmează să pun la vot cine este pentru, împotrivă, abține. Proiectul numărul 3, privind aprobarea rectificării bugetului local, inițiator primar Popa Costache. Nu vă prezint la urmă. O să dau citire referatului de aprobare, referat numărul 6239 din 26-10-2023, privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al UAT-ului Bugetul Bacău pentru luna octombrie 2023. În baza prevederilor legii bugetului de stat pentru anul 2023, numărul 368/2022 și a legii 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completări ulterioare, legea 571/2022 privind codul fiscal cu modificările și completările ulterioare, nota de fundamentare a compartimentului de venituri și cheltuieli din cadrul primăriei Orbeni, bugetul de venituri și cheltuieli UAT Orbeni va suporta următoarea rectificare. De partea de venituri avem 0 lei. Rectificarea constă în mișcarea unor sume de bani de la un capitol la altul sau în interiorul capitolului pentru a echilibra cheltuielile și, așa cum vă spuneam, pentru a încheia anul fără probleme. E nevoie să mai trec în revistă toate categoriile de cheltuieli care au fost trecute și precizate, vă ne spuneați discutat, le-ați luat cunoștință de ele. Deci, prin ceea ce am făcut, am căutat în interiorul fiecărui capitol, în urma unor analize, să reașezăm bugetul pe articole și aliniate. Au fost duse, transferate, o suma de bani din fondul de rezervă al bugetului local al Consiliului Local, acei 10.000 de lei, pe zona de, dacă ați fost uitați în material, aveți raportul și decizia Comitetului Județean pentru situații de urgență, unde se impune pentru strada Șipote și pentru zona, să zicem, Tănase Firița și Drobătă Gelu, să facem o expertiză și un studiu hidrogeologic, hidrogeotehnic de zone respective, ca funcție de ce vor spune studiile să se facă, să treacă la pașii următori. Au mai fost, din fondul de rulment, din excedentul anului anterior, transferată sumă de 136.000 lei pentru continuarea investiției de alimentare cu apă, ci să află în plină desfășurare. Iar restul, la școala Orbeni, a fost alocată suma de 15.000 de lei pentru anumite categorii de cheltuieli necesare
să asigurăm bună desfășurare activității și acolo, și restul sunt sume de bani care merg în zona, cel mai mult în zona asistenței sociale, și aici mă refer la plata cheltuielor de personal pentru asistenții personal și indemnizații persoane cu handicap. Cu gândul și cu speranța că evident care va avea o rectificare de buget la Ministerul de Finanțe să putem în cel mai fericit să acoperim cheltuielile și să refacem, să reconstituim bugetul local cu sumele respective care trebuia să vină din TVA. Dar din corespondența cu Ministerul de Finanțe prin ANAF Bacău, mi s-a comunicat că nu a avut niciun loc, nicio rectificare bugetară, deci niciun transfer de sume în zona respectivă. Noi, ca și operatori de credit, avem obligația de a găsi soluții să putem acoperi cheltuielile de personal și obligații față de cei care beneficiază de indemnizație. Cam asta constă rectificarea de buget. Deci, zonul de cele noi aglomerate de cuvântul de cheltuielilor sunt asistenți personali, persoane cu handicap, că au crescut, ar putea să spun chiar, mi-a spus de mult numărul de dosare. Pe zona asistenților, da, sunt în jur de 31 de dosare pe zona de asistență personală, care nu am avut până acum, și 18 sau 20 pe zona de indemnizație. Și sumele nu sunt de neglijat, sunt destul de mari. Raportat la număr și lunar, cheltuielile de personal se ridică pe acest sumă. Și suntem nevoie să le asigurăm obligațiile care avem față de ele. Nu știu ce vom face la viitoare, să vedem ce posibilități sunt. Că s-au renunțat, după cum bine ați observat, la o sumedenie de cheltuieli care erau prognozate. Și aici mă refer la categoria bunuri și servicii. Obligații și cheltuieli prioritari sunt cheltuieli cu personalul și cu, cum am spus, cu indemnizații din cazul nostru. Cam asta e. Deci, practic, în cei 50.000 de lei au tras pentru fondul de rezervă, pentru 40 s-au dus pe drumul și tot pe situații de urgență, că avem, nu le-ai văzut acel material. Avem raportul Comitetului pentru situații de urgență. Au fost de două ori comisiile în teren și când s-au făcut analiza mai îndeaproape pe cele două puncte, și poate și răzeșilor, am fost invitați la Consiliul la Comitetul Județean pentru situații de urgență, dar în dispoziția domnului prefect, prin urmă la prefectului Consiliul și Comisia, în discuții s-au constatat că noi, printre care au mai fost trei comune invitate, Răcăciunul, Parava și Podul Turcului, iar la noi pe cele două subiecte s-au decis în unanimitate să facem cele două. O expertiză și cele două expertize și un studiu hidrogeotehnic ca să putem găsi soluții, să putem remedia lucrurile în zona respectivă. Asta. Da, au fost 40 s-au dus pe zona de calamități cu drumurile și 10. Și legat de transferul pentru diferență sau la ce curs a ajuns cu investiția privind proiectul cu puțul de apă? Am înțeles că în rectificarea respectivă mai avem de alocat 130 ceva de mii de lei. Este foarte făcută. Lista de investiții putem spune că la nivelul la care discutăm sunt 2.323.000 lei. Alocația noastră, din total 5.300. Pe care sper să-i cheltuim până la finalul anului. Acum se lucrează la consolidarea terenului și la construcția rezervorului. Dar până de sărbător, dacă timpul permite, să putem cobora apărsat. Stimați colegi, dacă mai avem discuții în marginea subiectului, se supun la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului special reprezentant legal al unității administrative centrale de Comuna Arpeni pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Clasice, Compania Regională de Apă Bacău, SA, din 6.11.2023, ora 13. Inițiator, primar Popa Costache. După cum știm, reprezentantul Adunării. Domnul Secretar, domnul prezent. Privind adresa inițială CRAB Bacău, mi s-a dus la cunoștință convocarea într-o adunare generală a acționarilor, în data de 6.11.2023, la ora 13, cu un convocator care avea 3 puncte pe ordine de zi, ulterior s-a revenit asupra acestuia, a fost eliminat prin adresa 1242.3 de pe ordine de zi,
Din cele două puncte rămase pe ordinea de zi, pe noi ne vizează primul punct. Primul punct ar fi proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău. Ședința se va desfășura pe data de 6-11-2023 la ora 14. Se cere votul, atât delegarea unei persoane, cât firește și votul propriu-zis, manifestarea noastră, baza dreptului de vot care îl avem, în cazul Crabaca. Dau citire proiectului de hotărâre. Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului reprezentantului, mandatului special de reprezentantului legal al UAT Comuna Orbeni, NAGA Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, cu privire la punctele scrise pe ordinea de zi a ședinței AGA ADIP din data de 6-11-2023, ora 14. Având în vedere prevederile articolului 2091 notare din Codul Civil, articolul 4 aliniatul 1 și articolul 27 din legea serviciilor comunitare de utilități publice numărul 51/2006, republicată cu modificările și completările ulterioare a legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare numărul 241/2006, republicată cu modificările și completările ulterioare ale hotărârii Consiliului Local al Comunei Orbeni privind aprobarea studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare al Comunei Orbeni și a contractului de delegare directă a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, ordonanța de urgență a Guvernului 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ADIP, contractul de finanțare numărul 423/2020, precum și contractul de împrumut încheiat cu BERD, având în vedere convocatorul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, în calitate de autoritate tutelară, comunicat prin adresa 1204/10/2023, înregistrat la Unitatea Administrativă Teritorială Comuna Orbeni, sub numărul 5689/6/2023, văzând adresa de revenire a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău prin adresa 1242 din 13-10-2023, înregistrată la OAT Comuna Orbeni sub numărul 5807, având în vedere referatul inițiatorului, dimasă de apostatie, raportul compartimentului de resort, în temeiul articolului 129, aliniatul 2, litera A, D, aliniatul 3, litera D, aliniatul 7, litera E, articolul 139, aliniatul 3, literele D, F și G, articolul 132, articolul 154, din codul administrativ, modificările și completările ulterioare, hotărăște. Articolul 1. Consiliul Local al Comunei Orbeni, în calitate de autoritate administrativă autonomă, deliberativă a asociatului, în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, acordă mandat special reprezentantului său legal în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău să voteze pentru, în adunarea generală din data de 6-11-2023, la ora 14, la proiectul de hotărâre prezentat la punctul 1 la ordinea de zi, comunicată prin adresa menționată. Prezenta hotărârii va fi comunicată reprezentantului legal al Comunei Orbeni, desemnat Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, prefectului județului Bacău și va fi făcută publică. Cam tot am avut sens. Mulțumim. Dacă avem discuții pe marea noastră subiectului, eu aș propune, dacă sunteți de acord, să putem separat 5 și 4 ca la aceleași. Da. Deci propunerea ar fi... Da, după cine este pentru, cine este împotrivă, cine se abține. Deci am să dau citire din continuare și la proiectul 5. Da, care propunerea să vă arată la scopul. Da. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al Unității Administrative Teritoriale Comuna Orbeni pentru ședința adunării generale ordinare a Asociațiilor ADIP, care va avea loc la data de 6-11, ora 14. Am înțeles că domnul primar va fi reprezentant. Cine este pentru, cine este împotrivă, cine se abține. La proiectul numărul 6, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții, modernizare drumului de interes local în satele Orbeni și Scurta, etapa a doua, inițiativă de domnul primar Popa Costache. Da. E nevoie să dau citire tuturor materialului? Știți despre ce e vorba de capetele de drum care completează proiectul din cadrul Angel Salini. Ne-am dezbătut de da? Știu dacă sunt discuții și... Da. Discuții.
Și au fost pe comisii, cetățenii probabil vor găsi materiale în site oficial. Din partea mea ar fi doar că e o reactualizare a indicatorului pe care noi le-am mai aprobat. Nu, pe aceea nu se reactualizează. Pentru cum asta nu s-a aprobat. Am înțeles. Am aprobat indicatori pentru cele patru străzi cu gazul la ședințele anterioare. Asta e acum, abia a fost predată lucrarea. Am înțeles. N-a fost până acum în discuții. De cât am aprobat demararea procedurilor, întocmit o anumită documentație, ca să putem închide subiectul cu autorizația, cu avizile și nu știu ce, și acum ca să trece la următorul prag, indicatorii se apropie indicatorii tehnico-economici cu toate detaliile care sunt, pentru a trece la pasul următor. Proiectare și execuție. Proiectul tehnic plus execuție. Fiind atâția indicatorii aprobați, cam un cârcin. E bine că sunt. Bine să fie și lucrurile efectuate. Vor fi. Vor fi. Am să supun la vot proiectul de hotărâre numărul 6. Cine este pentru, cine este împotrivă, abține. Privind modificarea structurii organizatorice a planului de specialitate a primarului comunei Arbeni, județul Bacău, inițiator primar Popa Costache. Proiect de hotărâre privind modificarea structurii organizatorice a planului de specialitate a primarului comunei Arbeni, județul Bacău, având în vedere referatul raportul compartimentului de specialitate, referatul de aprobare al primarului Comunei Orbeni, calitate inițiator acestui proiect, adresa instituției prefectului județului Bacău, prin care a fost stabilit numărul maxim de posturi existente la nivelul primăriei Comunei Orbeni, prevederile ordonanței 63/2010 privind modificarea și completarea legii 273/2006 privind finanțele publice locale și pentru stabilirea unor măsuri financiare, prevederea articolului 370 aliniatul 2, articolul 391, 405, 518 din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57/2019 privind codul administrativ, în temeiul articolului 129 aliniatul 2 litera A, aliniatul 3 litera C, articolul 139 și 196 aliniatul 1 litera A din codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, hotărăște. Articolul 1. Se aprobă organigrama aparatului de specialitate al primarului Comunei Orbeni, județul Bacău, în forma prevăzută în anexa numărul 1, care face parte din prezenta hotărâre. Articolul 2. Se aprobă statul de funcție al aparatului de specialitate al primarului Comunei Orbeni, județul Bacău, în forma prevăzută în anexa numărul 2, care face parte din prezenta hotărâre. Punctul 2. Modificarea statului de funcții se face cu încadrarea numărului maxim de posturi aprobat și în limita fondurilor bugetare alocate pentru anul 2023. Articolul 3. Cu data prezentei hotărâri se revocă orice prevedere contrară. 4. Primarul Comunei Orbeni, județul Bacău, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 5. Prezenta hotărâri va fi comunicată primarului Comunei Orbeni, prefectul județului Bacău și va fi făcută publică în condițiile cuprinse. Ca să fiu un pic mai explicit, mai detaliat, nu știu, cred că am prezentat și în comisii, în esență, asistăm la o reorganizare, la o reconfigurare a monitorului local mai aproape de ceea ce ne-ar trebui să putem face față provocărilor care apar în fiecare zi. Și au fost avut în vedere compartimentul de audit public intern la nivelul care aveam un post. Păstrăm acest compartiment, îi schimbăm titulatura și de asemenea schimbăm titulatura acordată postului respectiv, astfel încât din auditor, postul respectiv, haideți să trec mai întâi în reviste pe toate. Deci am făcut referire prima dată la postul de audit public intern. Al doilea compartiment vizat este registrul agricol, care avea prevăzut în organigramă două posturi. Cunoașteți persoanele care ocupă aceste posturi, în speță vorbim de Cătălina Bâlbâi, desfășoară activitate de registru agricol, și doi, de Geratul Marlena, care desfășoară activitate de stare civilă, dar amândouă erau promovate în cadrul acestui compartiment. Și în ultimul rând, compartimentul de urbanism, amenajarea teritoriului și cadastru, în care își desfășoară activitatea domnului inginer Radu și la nivelul căruia mai era înființat încă un post. Le-am dat citire, le-am prezentat așa cum sunt ele astăzi și vin acum să vă spun cum am dorit să le reconfigurăm, să le reașezăm. Având în vedere că Primăria Comunei Orbeni a încheiat și un contract cu ACOR, Asociația Comunilor din România,
iar prin structurile din specialitate care există la nivelul acestui for s-au derulat, se derulează în fiecare an activități de audit care vizează toate compartimentele primăriei Comunei Orbeni, ni s-a recomandat, este și firesc și normal, necesar ca această funcție existentă la nivelul nostru să fie eliminată și totuși în locul ei să punem ceva, să-i dăm o utilitate față de firești nevoile pe care le avem. Și atunci s-a luat această măsură a creierii postului de referent clasă 3 grad profesional debutant la nivelul acestui compartiment, care va purta o altă titulatură, și aceea de compartiment informatic, achiziții publice, executări silite și resurse umane. 2. Pomeneam mai devreme de compartimentul registru agricol, care cunoaște această separație. Deci registrul agricol distinct cu persoana care există la nivelul ei și care face doar activitate de registru agricol, iar în partea asta scoatem cumva în afară, de sub umbrela registrului agricol, activitatea de stare civilă. 3. La nivelul compartimentului urbanism, cele două posturi, cel ocupat de domeniul general, cel mai existent, având în vedere cadastrul sistematic care se desfășoară în comună și ferește toate provocările, și mai vechi, și mai noi, și viitoare care vin din zona ceea ce înseamnă problematică de fond funciar în Comuna Orbeni, am zis să pătrundem un pic și în această zonă, și anume schimbăm și titulatura compartimentului, va purta o nouă denumire, compartiment de urbanism, cadastru, amenajarea teritoriului și fond funciar, iar postul existent din 2013 la nivelul acesta va fi, sperăm, la un moment dat ocupat cu o persoană care se ocupe mai mult și la această zonă, cadastrului, fondului funciar. Da. În plus, față de tot ceea ce am prezentat, așa cum am spus și în comisii, practic după finalizarea materialelor, aș mai veni cu o modificare, fie și pe măsura în care... Să delimităm... Da. Să completăm vederea, bibliotecarul Prozdachiu. Exact. O adăugire la nivelul compartimentului din bibliotecă comunală, în care, sau sub umbrela căreia, să primim și compartimentul de arhiv, activitatea de arhiv, arhivare la nivelul primăriei Comunei Orbeni. Cam asta am avut de spus. Mulțumim. Dacă avem discuții prima dată în subiectul, n-am regăsit lucruri, mi-a scăpat, din bază mi-a scăpat. Depinde activități cu legătură de monedă și prin activitatea care am vedea așa cum are, la care s-a dat și activ așa alte sarcini pe care le regăsim în fișa postului, se regăsește și activitatea culturală. Ca și că avem cultură. Din câte știm noi, și nu cred că s-a modificat aici statutul bibliotecar. Nici nu-i acceptă să mai primească și o altă sarcină. Nu am obligat atât de treabă și accept. Eu am avut discuții. Și știi, prea bine de unde doamna Guajman e în blacul, jabla, până nu știu unde. Și părerea e cu o anumită precizare din statutul lor a bibliotecarilor îi trebuie dreptate și a trebuit să-l las mai mare. Era o precizare care discuțiile astea vă aduci numele. Am avut, da, pentru că suntem la limita unor precizări, statutul, nu știu cui, paralel cu legea și cu alte chestii, care la urmă ori se întrepătrunde și poți una peste alta, aia ne dă câștii de cauză domnilor bibliotecari, care în afară activitatea asta... Să-i cere lucrurile astea, da? Da. Numai că fiind o persoană înțelegătoare, ați găsit formula asta. Încă de la organizarea concursului, da, lucrurile s-au discutat și au rămas ca și activități care completează deja postul. Păcat, dar discuția orice cu toții, activitatea de director de cămin cultural nu este una prea ușoară. În condiții în care o anumită persoană s-a implicat, știu eu, la nivel cultură, nu știu câți bani mai dăm noi pentru cultură, asta e altă poveste. Dar ceea ce poate să facă bibliotecara, doar să-l administreze. Nu s-o și conducă. Ceea ce nu-i totul. Director de cămin, e o instituție cămin, nu doar o clădire. Dacă Andreea face ceva, face pe linii administrativă. Probabil mai ține cheie, mai se uită la iar privind activități desfășurate.
Nu știu cât mai punem prețele pe trasă, dar trebuie, într-adevăr, cineva pe suflet să facă cu multă determinare activitatea de cămin, de director de cămin, eu activitatea unui om cu mare experiență. Ce și nu cred că se mai poartă acum mai mult alte tipuri de activități. Poate noi mai trebuie să după vremea că de sfârșit era alt tip de organizare a societății. Se mai făceau, fie impuse, fie... Da. Acum, în condiții de democrație, e și mai dificil. Toată lumea așteaptă la orice formă de activitate în chem. Știu eu, formă de remunerare, de și alte avantaje. Și atunci lucrurile... Deși, culmea, de plan cultural, în afară de activitatea spune de greu, care se referă mai mult la copii, ceea ce mereu. Ar fi loc pentru activități culturale. Ce stau să vedeți ieri, colaborarea de Universitatea Alexandrului prin acel program? Ce avem? Prin centru de tineret. Deci avem programul ăsta Europa Direct, unde e colaborarea cu Universitatea Alexandrului, cu desfășoară activități. E zona culturală, educativă. Școală. Deci diverse activități care le avem, fie de final de an, fie, eu știu, de zile dedicate, zile femei sau alte gen de activități care se regăsesc și se desfășoară în cadrul cultural. Numai că nu sunt activități cu încasă, care să aducă venituri, să poți să asigur, eu știu, ce indemnizație celui director de cămin care cândva prin acest bani. Și nu avea o activitate 100%, era fie delegat un învățător, un profesor sau cineva. Nu a fost niciodată un director de cămin angajat pur și simplu ca director de cămin. De când am cunoștit, din câte știm cu toți în organigramă, nu exista. N-am văzut vreodată să existe postul de director de cămin cuprins în organigramă, asta tot a fost. N-am văzut. Nu rețin să fi văzut așa ceva vreodată. Dar activități desfășoară permanent. Și ce facem? Scuzați. Mă gândesc că după construirea și celui de-al doilea cămin al comunii din satul Scurta, chiar o să trebuiască să introducem în organigramă. Cu siguranță, probabil, în mediile care, să sperăm, acum e procedura de achiziție, am urmează să fie procedura de achiziție, am urmat toate documentele care au fost prezentate către CNI. Și ne-am gândit și noi că odată cu recepția noului obiectiv, probabil, o să găsim o formulă ca cineva să ocupe din cele două instituții care se cheamă Căminul Cultural și să vedem ce activități putem atrage, în așa fel încât să fie și, știm foarte bine că el trăiește din autofinanțat, din ceea ce încasează. Nu știu dacă legal putem trimite bani din bugetul local către transferat către așa subvenții. Din toate au luat. Dacă nu lăsăm să se autofinanțeze, e zero. Sunt asemenea care mai sunt diverse, eu știu ce activitate. Ce cel cultură. Au finanțat, pentru că toate activitățile aduc profit. Știi, ați enumerat așa câteva activități legate de o parte, de alte momente. Sunt nu profit, firești. De acum, nu știu dacă astea l-au adus, vă câștig financiar, mă gândesc. Activități culturale. Sunt activități culturale, iar la acest gen de activități, partea financiară probabil e ultima, sau care chiar nu este luată, chiar nu este luată în cauză, fiindcă nu e obiectul. Dar asta nu înseamnă că activitățile culturale nu beneficiază de sprijin. Întotdeauna au fost. Am fost și director de cămin înainte de 89, ca și cadru redactor fiind, dar primeam o indemnizație. Se poate că mai mult, era undeva până 200 de lei ceva. Deci, chiar se poate că era. Dar era faptul că era din sat, era așa, animație și tinerețe a contat foarte mult. Și în afară de discoteci sau ce se mai întâmplă aici? Să spun Teluțu că era mai tânăr și-o participa la formație, dar aveam toate tipurile de formație. Ne obliga, prin Cântarea României, participam la cel festival național Cântarea României cu formație de la teatru, dansuri, cor. Ei, la oameni scară se poate discuta acum despre acest grup pe care l-am venit și pe care gândim și reprezentăm comuna la diverse. Uite, acum am venit la Bucuș, la Armonie, în timp. O intrat aici, lângă, era în intersecție cu Casa Modei, cu scapul din Lugan, cum îi zicem, la construcția asta de Ateneu. Ateneu a intrat în reparațiile care, capitale și tot evenimentul ăsta va avea la Bucuș. E acum
un festival, un concert realizat de Școala Populară de Artă, care e sub tutela Consiliului Județean și ca locație o să fie prezenți și noi europeni, o să fim prezenți la Bucur și acolo e locația unde va avea loc. Ateneul a intrat într-o reparație pe fond, pe PNRR, să nu știu ce cum e să vă prins niște fonduri. Nu e rău. Deci sunt atât. Numai că prin programele care le aveam atunci, implica mai mult doar copiii, și tineri, și chiar și adulții. Ei aduceam acest gen de activități. Dintre cadre didactice, în primul rând, căsătoriți cu copii, oameni până în 40 de ani, care participau la activități, la alături de cei tineri. Ori, cu spicul dumneavoastră, dați acel mai mare din ele și uitați de partea cealaltă a vieții. Au și ei ponderea lor și care nu prea sunt atrași la nici niciun gen de activități. Și aici, iată, aici nu, trebuie, nu prima ar trebui să discut asta, ci cu directorul de cabinet, care efectuați cu bibliotecar, care ar trebui să atragă, să aibă un obiectiv, atragerea și acestui segment al populației la un anumit gen de activități specifice. De asta mă gândeam la postul de director de cabinet cu treaba. Ați fost la discuții în mandatul trecut, când eram pe cabinet să... Era de un șef. Nu, nu, doar să fie. Domnul șef de la Dumnezeu să fie. Da, iată că erau idei. Cam multe altele care nu vor face. Credeți, dumneavoastră, o altă discuție, trebuie să vă dau un exemplu. De 7 decembrie avem ceva înregistrări raportat la obiceiul de iarnă. Tradiții și obiceiuri. Și încercăm, știți bine că am luat din donații, am primit caii de la familia Paiu, Dumnezeu să le și să-i mulțumim de zi, pentru că le pune. Familia Crăciun, dar toată lumea știe din Paiu. Lucruri care se întâmplă și vreau să-i punem în valoare. Pe lângă ceea ce organizează, pregătim cu copii, am să punem și căluții ăștia în valoare. I-am recondiționat, i-am făcut frumos și nu știu cred dacă i-ați văzut. Și nu găsesc cine să-i joace. Nu mai există oameni, mai de echipă de dansuri, n-am cine să joace doi cai. Și discuțiile cu echipa de dansuri și cu echipa pe care încercăm să o pregătim la nivelul adulților, e o mare problemă cu cei care ar trebui să fie prezenți. Nu mai există entuziasmul ăla de atunci, sau de obligat nu poți să-i oblig lucruri care pe vremuri sunt obligat, că trebuie să te prezenți la cântarea României, sau nu știu unii, nu știu ce grup și așa mai departe. Haideți să-i adunăm și putem să o facem cu și fără. Vedeți? Asta înseamnă pauza mare creată de la momentul când erau mândrii joși care l-au venit. Pentru care? Erau mândrii care... Eu știu, dar vină de zic azi în petiția, m-a dus și coregraf. Ca să vină totuși un pic și obiceiul cu... lucrul cu care se face pe scenă. Joc, face, nu se lucrează. Da, așa că... De altfel, am găsit lui. Cai noștri erau. Nu știu. El a venit cu cai și a jucat frumos tare cai. Te văd după mință. Mecanic. Ce? A fost din sărbători. Hai să lăsăm. Deci două lucruri. Nu știu. Da, ai bine. Am avut tot care o discuție mai departe. Legat de cai, au venit două lucruri. Trebuie discutat. O să discutați asta. Care trebuie rezolvate și o să găsească rezolvare. Pe de-o parte, exista tradiția așa, n-am putut să scot din cap, nici nu cei mai în vârstă ca noi. Faptul că la niște cai confecționate atât de frumos, cum domnul Lasa Dumnezeu Stăpânt a zis, băi, vii cu ei la Bacău și îmi punea din ansamblu pe scenă, a zis, ai și mai frumos și cai din zonă. Dar nu ai. Doi oameni buni să-i joace. Și nu e îmbrăcat în costum național. S-au dus, ia ghița chiar așa și nu știu care, și cu un șpriț așa prin izrava, că zicea că așa e tradiția la noi. Dacă nu ești încălzit bine, nu ai și căutat în care. Trebuie să, așa, bine, asta ține din tradiția locului. Asta o păstrăm. Asta trebuie să o păstrăm. Asta trebuie, așa, trebuie păstrată, că e tradiția, asta e culoarea locală. Da. Prițulețul nostru. Faptul că nu acceptau sub nicio formă să se îmbrace costum național și venea neapărat cu costumul din după asta, cu hainele lui acasă. Ceea ce face o notă discordantă gravă între frumusețea acestor podoabe locale și ținuta celor care au joacă. Și doi,
Niciodată, dar niciodată, din câte știu, din copil, nu știu, cei ce îi jucau nu aveau un anume joc al acestor căiuțe. Și pur și simplu îi legădau, se mai învârteau în jurul lor, până obosau, până făceau fleașcă, fără să existe o regie a unui om care să-i dirige. Păi uite, asta noi încercăm să facem, așa corectăm, încercăm să punem în valoare și faci care nu trebuie să iei, că doar îi mișcă dintr-o parte în alt sau ce face la acolo. Mai să fac niște pași, să fac niște semne, cu vorba coregrafului. Chiar duminica am avut aici o discuție cu fost coregraful și vine și duminica viitoare. Noi trebuie să facem întâi niște pași, după care un desen, pe care, mă rog, e tehnic pe făcut în special. Deci, e un pic de coregrafie. Corect. Iar dacă la asta adăugați și strigăturile pe care îți fac și care trebuie să fie de aici, dacă le mai sunt cineva care le mai păstra, că erau niște strigături locale care dădeau acolo la locuri, care nu erau nici la, poate pe zonă, nu știu, trebuiam care au, dar erau ale noastre, ale Băbănare, și ar fi un grozav. Îi trebuia să lucrați cu toți afară, că era mai multe... Da, 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 noi sperăm, adică atât cât putem, să punem în valoare și tradițiile și ceea ce avem ca și tradiții. Și marea mea bucurie este că căluții ăștia nu s-au rătăcit, că i-am luat dezastru. Da. I-am luat urât de tot, care au fost cu mine, știe în ce condiții am adus, unde i-am adus. Erau din lână și asta, probabil, au fost roasă de poli. Am dat jos până la covadă tot și o să-i mulțumim Cornel Zugoiu, fostul lui Sărgan, cu răbdare, mi-au pus înapoi, a făcut frumos, am cumpărat materiale, tot ce-a trebuit și i-am pus, i-am făcut, de zici că s-a aproape noi nouți. Nu știu acum ce o să reușim și cu programul ăsta pe care ne l-am stabilit, să vedem ce o să ies. Toată activitatea asta era unul dintre cărmin cu suflet de urbeni care se pun în valoare și nu numai pe urmă, sunt atâtea lucruri care dispar. Dacă v-ați mai uitat în demografia comunii din Șoarea Mare în Dăzeu Sfântii, amintește unii dintre ele, altele chiar nici nu au avut timp să le amintească și care sunt ierți și făcate. Deci asta este o activitate de director de cărmin și nu este ușor. Ca să nu se pierdă totul depinde de noi. Nu este ușoară. Totul depinde de noi, că aici trebuie implicare, trebuie... Pentru că iată, dacă sunt o pauză de câțiva ani, nu are ce să-i mai joace. Ce tine nu mai știi? Stătul. N-au mai prins. Ei nu mai prindege, nu știu. Ui, te-a mai avut, te-a mai adus, e sărbător aici, al la rând. Dar nu mai au nici gustul, nu mai știu nici plăcere. Erau 2-3, puteai zi nu mai prindege, și în rest erau spectatori. Și simplu au dispărut. Zic, tu, Orișor, Biță, Vasile Andronic, care mai au, care au mai mult. Și nu mai știu dacă mai 2-3. Și cu atât. Restul erau 30-40 care se uitau. Spectatori. Și acum, la găsit cu Iorghiță Drobotă și Brigică Drobotă, să vedem dacă rezistă. Iorghiță ai mai față. Dar Iorghiță sigur. Da, voluntar. I-am rugat și au fost foarte încântați. Și duminică au fost prezența aici. Și duminica viitoare până când are loc evenimentul. Sper să vedem coreografia care va avea loc, să facă parte, adică să adune și obiceiurile astea care... Sper eu să nu fiu uitat ele și să lăsăm în urmă. Dacă nu ne-ar fi interesat, noi recondiționăm. Și noi puneam pe picioare. Am făcut că sunt doi din drogătă, ca asta am cu brațe. Ca să nu-i încurcăm, să nu-i cu drogătă, că e... Nu mai nimic. Bun, nu-i da, mai așa, 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 mai știu că nu ți-i dacă știți și la piatră, nu știu dacă i-ați luat vreodată în spate, unui mai greu și unui mai ușor. A, nu știu. Unul are cu 45 de chile și unul are între 30 și 40. Da, am reușit să intru cu greu într-unul, nu-ți dați tot, că nu vreau să-mi pretenzi asta, dar îmi place să-i văd, să-i pun la treabă. Și de altă, am făcut și pentru copii, nu știu dacă ați văzut emisiunile din trecut, avem în jur de 7 sau 9 căluți, copii acum, pentru copii, e în turistică, da, da, foarte frumos. Da, a fost un lucru să pare a fost deșteaptă, foarte, și încercăm cu căprițe, o să aibă locuri. Deci încercăm să reînviem ușor tradițiile, dar la nivelul la care putem și să poate dacă și copiii ăștia vor veni și o văd că fac o mare plăcere repetițiile și se prezintă, duc și ei mai departe lucrurile astea și transmit și celor care au urmat, probabil, în timp. E un început, sper să le punem pe picioare. Și încercăm să facem, să ținem locul de acolo. Și-o mai îngeleam ca o locul de acolo. Am fost de clar și de jantă. L-ascultam pentru că era bine de leu. Bine, era, nu, cum era, așa era, dar... Dacă
Dacă mai spus cineva din jurnalii care îți postează tradiția, da, poate că ei au avut... Acum e foarte clar, pentru voluntară nu mai face nimeni. Că acum nu... Pentru voluntară nu mai face nimeni. Într-un fel de voluntariat era mai însuși de el. Iar majoritatea cadrului, da, ce sunt special bărbat e așa de bine ca și director de chemie. O femeie nu cred eu că vine să te noapte de pe aici să faci nu știu ce pe acolo, decât foarte rar. O, fost de-a timpul și femeie. Nu țin minte, e foarte rușit, dar de-a voastră și ce azi, dar nu mai știu pe altul. Doamna asta nici nu ne-a ajuns să te-a ajuns de care. Da, nu mai știu. Ioana Măraș a fost un scurt timp de care a fost director de școală. Nu, acum să-l vedem și pe celălalt construit, să-l vedem dotat, că da. Trebuie să regăsim o trebuință la urma urmei. Da, o trebuință aia, dar trebuie conservată, păstrată, în serie de bunuri. Dar raportat la organigram, nu ți-l minte să fi fost în organigram un astfel de pozitiv. Noi ne-am străbuit secretar, știi... Regulamentul Căminului a deschis prin el perspectiva de a avea la un moment dat. El nu s-a materializat în organigramă, dar în regulamentul Căminului, cred că imediat după darea în folosință a locației astea, cred că la nivelul anului 2014 s-a adoptat o hotărâre din sensul ăsta. Deci prin regulament s-a deschis această perspectivă. De altceva vreau să spun. În vecinătatea noastră este o sală care poartă titulatura din muzeu. Și mă întrebam și eu într-o zi, în 18 ani de când lucrez în primăria asta, mi-am trecut și îmi trec în continuare primind foarte multe documente vechi sau copii după documente vechi care vor ajunge în arhivă și care la un moment dat se vor topi, se vor distruge. De păcat, documente din perioada boierilor, documente legate de moșiile boierilor, documente legate de proprietățile oamenilor, documente, am pus mă la fel și documente, am făcut o adresă la arhivele istorice centrale, care au în vedere tot patrimoniul viu și mort al parohiilor din comuna Orbeniu. Orbeniu tot și scurta toată. Este inefirescă asta. Dar să ne lasă să le păstrăm și să le putem, nu duce la filopatie, sau măcar multiplicate și pregătite. Și anul ăsta aveam bani prognozați, dar dacă rectificarea s-a dus într-o altă direcție, nu am reușit, poate revenim la anul. Aveam să mă 25.000 de lei, să începem cu minim de cheltuială, să putem pregăti sala muzeu. Și s-a discutat în inițial în bugetul local. Dar fiind nevoiți acum să reajustăm sumele de bani, nu mai renunțăm la niște lucruri. Cum? Vorbesc din muzeu. Sala mică. Sala mică a fost. Deja acolo trebuie să ducem toate astea și așa. Și unde mai e casa? Mai știi? Unde? La casa. Nu era condiție. Nu era casa. Era venit parohie. Era parohie. Dar m-am dus la să iau de acolo, deci că așa era stat la părinte. Dar nefiind conservate, ne-am încăsit. Erau mâncate din mări. Efectiv, n-am avut ce s-au pierd. Vezi. Chiar le-a supărat părintele actuală, primul. I-am spus, băi, te supără, dar eu pe asta nu-l iau, pentru că mâine, păi bine, vrei să le vezi expuse, le vezi cum arată. Păi cum le iau? Acolo, nu știu câte costume populare le-au preluat. Care? Păi da, le trebuie conservate, nu mai fie nimic, nu mai așa, să facă. E restauratoare în domeniul, e o meserie complicată, iar el, până lăsate acolo într-o cameră, nici măcar aerisită, s-au pus. Primăria aia, aminte, costume populare în dotare cândva. Părintele au avut Dumnezeu. Au fost duse acolo și de acolo luat. Extraordinar de important. Dar acum au supărat părintele, el lebe, nu mai nimic s-au păstrat, păcat, au dispus. Noi așa de 3 minute ne uităm, dar multe lucruri care de care desupam. Da, spațiul era total. Deci, s-o trecut, sănătate, nu mai are rost să nimeni. S-au fost să nu mai arată la nimeni. Noi încercăm să punem pe picioare și asta s-a. Aveam bani, cum ați prevăzut, în buget. 25.000, nu mult. Azi un pic, mâine un pic, dar dacă lucrurile au dus într-o altă direcție, am fost nevoie să renunțăm la ea. Și pe aia și mai mult. Poate la... Special este complicat, nu e atât de simplu. Sunt exponate care trebuie puse în containere speciale. Păi și căluții ăștia vorbim, sunt să facem din sticlă sau dintr-un plexiglas din ăsta. Plexiglas. Așa frumos, împachetat să nu ajungă praful, să nu ajungă aia. Am păstrat anul în caseria unității și documentul donația care a fost făcut exact cum a scris fata, ca să vadă de unde vin și vin profilul. Și toate aspectele. Corect. Și ce-am mai găsit? Uite, documente pe care trece prin mâna domnului secretar și bine toate astea puse și păstrate. Însăși monografia aia trebuie să ne fie care pe. Atât dacă este de completă și să-i mulțumim Dumnezeu să vedem de unde e, pentru că e singura care și-a dat interesul și-a făcut ce-a făcut. Monografia este un punct de plecare.
iar nu trebuie condiții din grave de alunat cablă, pentru că mai trebuiau niște condiții tehnice și de conținut, la care ea nu avea nici acces, nici putere și nici bani, pentru că trebuia... Da, să știți că s-a luptat. Ca un om, ca un om, sigur? Mult. Știi cum? Trebuie să ai două calități, să fii deștept și o leagă de bun. Altfel nu te-a fost argumentat, să muncești la tine. Și-ți vine când îți pornea telefonul după informații, venea mereu, bă, vreau, mai vreau, nu știu ce, dar a pus să-ți pune acord, nu, nici nu. Trebuia multă determinare. Și lumea seara care a fost pătut singură, la o astfel de... M-a ajutat o familie. Și Tudor, domnul Tudor și cine mai face. Nu e așa, familia a ajutat-o după ce le-a văzut toate adunate. Iar procesul greu de a aduna informații a fost singur. Nimeni nu a... Știi de ce? Nu a ajutat-o nimeni? Că toți au zis, omul nepoate, nu faci nimic. Deci uite cum ne încurajăm noi, oamenii care vor să facă ceva. După ce nu mai ești. Da, și că omul nepoate, n-are copii, n-are copii, n-are văd că omul se păcete. Și uite, din munca ei, așa, e unul singur. El trebuie trecut prin filtrul științei. Încă multe din datele de Oșoară Mare iau o leagă din Ștefan cel Mare. Se spune că pe timpul lor ne-a mântovesc. Într-o monografie corectă, care vede luna din parului, nu mai vii cu că se zice apă pe timpul lor, dacă se cheamă nu știu cum. Vii cu domnul. Nu vă tentează să vă ocupați așa ceva? Eu zic să nu vorbim prea mult din muzeul de șoc, așa suntem foarte mult în urmă. Eu te aia suntem în muzeul. Dar să vă dau un exemplu. Eu cu Dojarea Mare n-am lucrat. Deci și poate mai mult. O puteți îmbunătăți și era muzeul acolo. Pe legăminți am apreciat. Și vă asigurăm din toți trejul de care ne-am fost și elev și o știu și am apreciat munca ei. Multe din materiale s-au pierdut, că pare rău. Mai regulat, mai sunt și socuri care sunt mai bune, mai rămân. Mulți nu mai sunt din ei. Aveai idei groza, luate de-o dând două găsite iar, dar erau de mai convinte. Că dacă nu se ocupă cineva care are legătură și cu trecutul și cu prezentul, încă o generație de două și s-au închis subiect. Sigur. Nu v-am avea nici măcar ce s-o am amintit. Uitați-vă la un exemplu din tot ceea ce se petrece în Bucovina, care e foarte aproape de noi, și un exemplu grozav, da? Oamenii, sigur, au fost mai mulți, nu au fost doar domnul Flutur, dar am avut ocazia să merg în vara asta cu Suceava. Chiar mi-a făcut plăcere și am mers în multe zone de acolo. Deci au înțeles o chestie. Dincolo de vorbe, au trecut la fapte și au făcut următorul lucru. Au creat o structură, da, care gestionează tot ceea ce înseamnă patrimoniul în Bucovina. Tot. Și s-au ocupat după aia și au accesat fonduri europene și au renovat tot. Au creat muzeii peste tot. Deci totul este monitorizat, totul este sub control, este gestionat. Eu vreau să vă spun o treabă. Deci se poate. Pentru că ce se întâmplă? Cultura în ziua de azi înseamnă foarte mult. Toată a fost nici când nu chiar în ziua nu doream să facem treabă popularizată. Pentru că ce se întâmplă? Sunt lucruri care țin de vorbire. Iar dacă o să facem și o să continuăm și cu drumurile, și cu apă, și cu gaze, asta țin de normalitate. Cu asta nu ești în evidență. Străbunii noștri au ieșit în evidență. Orbii în zona asta au fost mai sus decât celelalte. Asta naște invidii, răutate, dușmănii. Și de ce nu? Și bețărată. Ia să-mi spuneți mie de ce se cheamă Moara Câmpului. Dispare peste puțin timp. Dar la unul de la Moara. Două obiective vă dau ca să vedeți cum bătrânii știau să-și apere toate. Dar Poiana o lagă, vă știți de ea. Dar Chimnița, vă amintiți? Am cules. Ai fost cu unii care nu-i fost cu tine. Legeam de acolo. Legeam de acolo relivii dacice. Ne-am dus prin școală. Școala s-a renovat, alea au dispărut. Nu mai e nimic din ce am adunat copiii. Găsesc un pocriș capace de goale. Vilciugii.
lanțuri de la pluguri, cum lucrau cu ciocanul. Dar strălucitor nimic? Foarte bine. Strălucitor? Nu cred. Să știi la asta. Să știi că stăpânii nu știu cât preț puneau. De la pune și eu știu așa, că puneau preț pe pământ și pe voi. Dacă nu aveai pământ și nu aveai voi la pământ, nu erai gospodar. Cât cu aur se ocupau alți care veneau pe aici și le vădeau de pe deși, de așa. Sunt lucruri care trebuie să ne gândească, să ne ajute să ne gândim și pentru asta ce a început atunci cu directorul, că nu păcat că lăsăm. Fiindcă ce se întâmplă? Din mâncat o să mâncăm în fiecare zi și în fiecare an. De purtat vom purta, ce o să ne dea timpurile și moda. Dar ceea ce ne determină ca și comunitate e dincolo de mâncare. Despre comunicare rămân după noi. O haină, o ținută, un cap, și alte lucruri care țin de tradiția locului. Uite, te gândeai să dai denumirea de rugăciune. Dar deși nu-i dai acolo să faci la Dănuță, la Bav, o cramă, o văzucat, că ea doar. S-o fac eu, în onoarea lor. S-o fac eu, în onoarea lor, știi, s-o fac. Că nu ești în toate de aia, așa, nu poți să mai facă. Mai are și când ea vreau văzut, ea nu s-a aruncat de vin, nu s-a dat să mai facă. Asta din tradițiile astea. Ui, ar face treaba mea. Da? Ia să spun, iar au vestit de vinuri din asta. Mai are și noi vinuri. Noi. E, când ai gata, să mă până la taci. Ne-am luat de jos. Eu trom cu de toate. Mai mult și asta. Când să stai în lucrat, eu ne. Târgu, cum se întâmplă. Parte din tradiția. Stai scriteat în lucrat. Ea merge la târgu, o zi, o săptămână. Ce? Hai. Parte din tradiții au fost ajutate să elimine chiar de către autorități, interzicerea târgurilor săptămânale, cu animale, cu ce era înainte. Era o tradiție să merge la târg de a mânca doi mici și a... Dar mici sunt acum, pentru că nu e. E atât ori rămas. Mici. Dar mergea cu vițelul la târg, îl vindea, își cumpăra haine pentru copii la școală, mergea cu porcul, dar astea reflectau și către cei din de acasă. Aveau curaj de a crește o vacă, un vițel, un porc. Acum nu mai au curaj, la ce să unde s-o ducă la măzare? Târnul, apatoare nu. S-au eliminat și celelalte tradiții, din eliminarea târgului, mă refer. Vini, vini, pește, în pește. Asta s-au dorit, să se elimine și atât. Da, adevărat, asta de asta e măsura care vine peste noi, care până care e o tradiție. Da, am amintit, vă dau și tipul acum să vă spun. Când în 2008, profesor de la facultate din Copenhaga, au venit și vă interesa 1000 de hectare de teren. Lucra la Institutul Agronom din Copenhaga și nevasta e din Pancio. Știa foarte bine românește. Un om la 75 de ani arăta foarte bine. Trăiesc mai bine au ținut, ori în mâine de ani. Și au vorbit într-o română perfectă, cumpărea 1000 de hectare de teren, indiferent de categoria de folosință, de destinat de sol. Adică nu-l interesa, că e disipul, că e mașină, dar să fie compact în hectare. Și ducându-l pe drum, a rămas mirat când a văzut palică pe asfalt. Și a zis, cum, dar la voi vacile merg pe asfalt? Mai trăiești de oră? Mai trăiești? Nu știu. M-ai invitat să-l duc peste 2-3 ani. Nu mai bine. Păi, știi ce mi-a zis? Știi ce mi-a zis în 2008? Știi ce mi-a zis în 2008? A zis, dacă intrați în Europeană, intrați în spate, în 2007, în 10 ani, n-ai să mai vezi așa ceva. În 2008, în 2020 și nu mai era, deja de 2000 și nu mai era viața. Iar atunci când mi-a zis-o, i-am spus-o, că am avut adică, curaj, că doar i-am luat ei. Și zic, domn profesor, nu mai bate la cap când nu vieți pe aici. Și
intră vaca în grad. Și de altă știu unde ține cu evița lui meu fată vaca în februarie. Unde? În casă, cum are să? Nu, nu. Deci venit dintr-o altă lume, nu concepea. Nici nu concep ca vaca să intră în grad. Deci cine vrea să crească animale, își face fermă, are platformă, agro industrială. În Germania au văzut ferme în sate. Poate? Am văzut ferme foarte bine gestionate în sat. În 2023. Când am fost în 2015, mai știu cum. Sunt și acum. În sat. Și de ce să le asta zic? În sat? Da, în localitate, în interior localității. Era fel de nu se înseamnă că e acolo. Numai că regulile, la noi sunt altele impuse din cei care nu doresc să mai avem nimic să aleagă dracului. Eu am fost, le-am văzut cu ochii mei, dar fierb în interior localității. Bine gestionate, fără și teram, și astea fără și teram. La noi trebuie să rămân din loc. Fostul regim. Am plasat să fermele zoologice, nu fără localității. De acord. Că oricât te strădui, crescând un anumit număr de animale. Uite-te și la de Oja, și l-au scos-o de la Bălcescu, ați-o la Doja. Ți-au luat priza, unde ești? La Doja. La Doja. Când umblă la fosă, nu spune mie că te simți bine. De vor ce-i faci, că de mult e chinuit să nu elimini și celălalt să fie. Nu se poate. Hai, nu. E vorba de... Lumea nu mai vrea. Dar vreau să vă spun că și în Germania, sau uite care au mai fost și prin alte țări, miroase la fel, la bălegar și la gunoi de grat. Eram la o pensiune în Germania, când ne apucase timpul pe acolo și stăteam la masă și oamenii își făceau treaba lor normal. Noi fiind prezenți acolo, de pe drum, ne-a tras imediat mirosul înțepător. Era ceva nou. Da, era meniurea, știi, băi, ce dracu de cisterna prăștea tot felul din așa. Ia să faci dumneavoastră ceva așa prin grădină, să-i ocupați, să vezi celul de s-au sunat și la mediu și la gata și în toate direcțiile. Mai bine că ai pun la căutul, mă, din nici măcar, mai pomenit de subiect. Și nu-i deranja pe oamenii acolo și o să te-au la masă și consumă, și consumă fiecare acolo, da? Să obișnuiți că să-ți... La ei se lucrea și e o cinste, e o onoare. Ca ceea ce rezultă din fermă, duce pe câmpul, duce unui Dumnezeu, duce și nu trei oricum. Să făcea la 10 metri de distanță, să făcea treaba. Iar faptul că lipsesc animalele din curte și nu se mai duc la târg, lipsește pentru că nu ne mai dorim să le mai avem. Toată lumea vrea confort. Nu e așa. Sau majoritatea. Nu e așa, nu ne mai dorim. Românul și-au pierdut dragostea lui față de animale. Noi cu ele am crescut. Românii de astăzi, cu care vorbim de astăzi? S-au născut ăștia românii. Care mai trăiește? Vorbim de astăzi, de cei care nu i-am crescut. Și care nu i-am crescut. Și să-mi spună, poate, mulți mânzători și-o trebuie să băiatul să ne-am crescut cu capra. Să o ducă la păscări. Nu mai poate, eu nu te-am crescut. S-o schimba lumea. Noi i-am dorit. Păi nu ne dorim noi? Pe ce spuneam? Ai crescut cu vaca și cu capra și cu capra? Să spun că mi-a fost din mare folos până în coace. Am crescut. Moare, eu dacă te-ai crescut. Am crescut. Vezi, apa, să mănânci. N-am telefon. Haideți să revenim la organe gramă, că ne-am dus la păscut după apă. Foarte. Capra. De multe ori, vezi ce cred că... Cât de ușor de să luăm la omul, pentru întreaia dacă mai bun. Din păcate așa, dar nu trebuie cu cum trebuie celălalt. Vezi? Noi o generație, două care mai au dragi animale, care se ridicează să trăiască ele în urmă. Am văzut ce de urmă nu mai am văzut un, cum se cheamă, mic reportaj, un reportaj mic cu un șeic, o experiență extraordinară. Și îi spune ăsta, șeicul său, cu petrol, la în o gradă, o știi, nu? Și îi spune ce vezi? Și de ce ești supărat? Dar mă gândesc la mor. Bunicul meu a ajuns la America, cetatea lui Sfânt, călare cu un măgar. Tata a ajuns la America, călare cu un măgar. Eu ajung la America, la vreau unui puic. Fiul meu va ajunge la America. De când mergând pe cel mai mare și mai puternic supersonic. Dar știi ce mă gândesc? Că nepoții mei vor trebui să
meargă la Meca când măgar. De ce? Pentru că în vremurile grele se nasc oameni puternici. Dar oamenii puternici, la rândul lor, nasc în vremurile ușoare. Iar în vremurile ușoare nasc oameni slabi. Aici suntem. Sub aparența unei vremi ușoare, se nasc oameni slabi. Care nu mai știu spate de un pâine. Trimite-l cu o capă să pască și moare de foame, nu se duce. Nu mai are bucuria și plăcea, cât că știi că se poate altfel. Dacă nu s-ar mai putea, nu se trage de data. Să nu crezi că e ușor să te întorci. Eu mi-i dintre la trecare. Bă, nu, 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 întoarcerea de ușor. Întoarcerea de ușor. Nu se va mai întoarce niciun. Proiectul numărul 8 privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințe Consiliului Local pentru următoarea trei. Da, ce-ai mânat așa de lucrurile? Sincer? Sunt așa o... Dacă aveți propunere pentru... Domnul Bădăuță. Domnul Bădăuță, cine este pentru, cine este împotrivă, cine se abține. E la punctul numărul 9, dacă aveți președintele de ședință local, vreau să vă spuneți la tot cu... domnul primar. Ierba, și acum am primit și solicitarea. Deci în cursul anului au fost 5 consilieri care au licit din la ședințe și nu au fost remunerați. Și suma care, să zicem noi, că s-a făcut economii la nivel de buget local a fost de 1916 lei. Avem de investit în microbuzul școlar, a fost doar un exemplu din partea mea. Probabil mai aveți și noastră alte exemple în care putem investi acest lucru, care au fost de economisiți. Și dacă vreți să mai economisim, mai lipsiți. Mai lipsiți. Nu vă pare că au încercat la asta? La punctul numărul... Eu răspuns la întrebare și doar atât. Mă abțin de la rest. Da. Da. Dat fiind faptul că este ultima dată în acest... Dar multul din ea mai ales. Vreau și că ea trebuie să facem exact. Pentru că domnul primarul a calculat foarte bine. La punctul numărul 9, vreau să mă scriu și eu la cuvânt, dacă vreți să mă înscrieți, aveți cuvântul. Aștept. Altcineva? Probleme de interes local, adică nu cred că mai... La diverse, dacă pentru că ești unde ai da, pe da. Chiar vă rog. Două spui chiar la diverse. Unul mai serios, unul mai legal. La... Nu pot fără să fac o scurtă introducere. Să constat că în ultima vreme, dacă tot ați scăzut în numărul de vaci de lapte din ordine, constat cu bucurie că a crescut numărul mașinilor. O bucurie care nu mă ține mult, fiindcă dacă fac așa o tur în ordine, parcă mai puțin pe scurtare, dar mai mult în ordine. Constat că de ani de zile se produce un fenomen care eu l-aș numi agresivitatea asupra domnului public. Adică, în mod total, pentru mine nejustificat, unii oameni și-au cumpărat mașină, dar nu au fost un loc pentru o parcare. Atunci, în mod nejustificat și chiar periculos, își parchează, să zic așa, DP-ul, pe bucățica asta de fâșii. Sau și utilaje agricole. Da, mă rog, l-am zis de autoturism, dar nu. Și alte tipuri de autoturism care pur și simplu blochează drumul public.
rog dumneavoastră din executiv să aveți la cum răspunzea la Revoluție. Că i-am văzut și pe ei, strecurându-se cu greu pentru mașinile oprite. Și nu s-au oprit să ia o decizie, ba mai ia și din continuă, ba mai ia și cu corbă, ba chiar și un pod. Dar cel puțin aici, la Devale, la Crăciun, cum se cheamă acolo, e podețul ăla, la Subiciu, zi. La Nistor? Da. La Nistor, așa. Măi, niște băieți care vin acasă, vinerea, sâmbătă, nu știu de care, din zona de acolo, bă, oprește pe podul, pe podețul ăla. Când vii dinspre gara, închizi ochii și treci. Vine de la dea despre Pușcășiții și tot spune, din propoziție se întâmplă. Voi ce zic, nu vezi, ce faci? N-am pe un fel. Ce zic, băiețe, familia sunt Giu. Dumnezeu știe. De acolo, cu cobori. A pus un pot de bucată. Dar ea are parcare. Și-au făcut parcare, oamenii. Nu la Surciu, nu pe partea asta, la Crăciun, cred că oprește, sau pe uliță undeva. Nu știu, cineva a venit acolo și oprește, chiar după poteți ăsta, pot de treabă, dar n-ai locul, să nu vezi nimic, te faci treaba. N-ai nici locul, nici nu, dar ce să aștept? Pur și simplu, nu, ai închis voi și treci. Chiar cu organele poliției să mai treacă și poliției să mai ia, să-i ia, să să ne bucurăm să șeam așa toți, dar trebuie să-și facă un departare. Dincolo de șanță, dincolo de poartă, știi, fiecare trebuie să-și caute, să-și poartă de grijă și să nu mai ocupe, că e nedreptă. Eu zic așa, la final de an, eu zic la următoarea ședință, să invităm un pic și șeful de post. Nu se trebuie să... Ca de activitate. Corect. Și da. Chestiuni la care se discutăm și lucrurile astea care dumneavoastră le-a sesizat în teren și eu cred că e mai benefic treaba asta, ca să putem discuta și cu celor cu care, eu știu, legea îi dă, îi oferă și posibilitatea să le spună și niște măsuri cu sprijinul și cu sprijinul nostru, trebuie să știu. Și mai e o problemă mică, zici. 11-12 noaptea, nu poți să dormi. Trepind, o să nu se ducă pe asfalt, așa nu. Nu știu, când o dorme... Și TV-uri și din alea mari și... Păi și unul. De ce ocolește și ducă pe asfalt? Și numai după 10-11 ori. Și de la tine încolo o să mai ducă. Unde îți duc? În Drăgușani, partea alții? Da, așa e, dar am ieșit din față. Ai bucă să luat TV-ul? Aseară, TV-ul. Mă trecut din astea mini mașini. Dotați bine, tot. 3-4 ori de parte și pe ce mai era. Dar nu s-o mai întoarce. Nu i-a mai așteptat? Poate nu i-am așteptat. Nu, dar nu neapărat că deranjează comodul. Dar și face la ora aia. Se ducă la cineva, sunt 7-8 case care sunt oamenii. N-au bani, nu știu, cred. Dar de ce nu ocolească să duci frișimentul și să duci pe asfalt? Acum, la întrebarea asta poți să răspunzi. Cred că băieții nu vreau, nu stau bine la documente, să atunci ce ocolească și-a făcut post. Mă poate să se zic, să se zic. În public, trebuie, foarte trebuie. Nu, să ne vedem. De vreo câteva luni îi văd de băieți seara la Grecia și acea zonă care mai fie în zonă și probabil, eu știu, n-am informații în centrul repede și ei ocolesc traseele controlate de... Prezența poliției în teren se mai vede ultima vreme, deja mulți s-au rămas... Fără permis. Din păcate... Dar nu din păcate. E corect, mi se pare normal. Să fac din fericire? Domnul din fericire. Să fac din fericire. Dinte, păi da, când ești trus la fără și nu am țin, din păcate. S-au drogat? S-au alte izbărit. Din drogul meu, de la o da. Nu, la urmă. Nu sunt ei. Ți-asum, când ești trus la fără, ți-asum, nu. Asta e chiar. Și-aș avea o mică chestiune, dar ține de amănut. Mutându-vă în sala de spectacol, poate ar trebui la ședință de Consiliu, să nu vă lipsească arborate din serviile statului român. Corect. Ține de probleme organizatorice. Domnul președinte de ședință trebuia să te autosesizezi. Astfel încât să dai caracterul lucru ședinței noastre și o festivitate, pentru că na, suntem... Când vă mă cu multe lucruri diverse, da, să vă plătesc ceea ce... Te aștept. Mulțumesc, da. Altcineva?
am două chestiuni rapide, plecăm acasă, foarte bune și frumoase. Am înțeles că ar fi o linie de finanțare pentru platforma de gunoi prin PNRR. Chiar ministrul mediului Mircea Fechea, dacă nu așa, de la PNR, a anunțat ieri. Așteaptă propuneri și proiecte a fi implementate de către administrații locale pentru platforme de gunoi, finanțări rambursabile. Ați văzut criteriile? Probabil dacă le-au scos la iveală, sunt acceptabile și pentru nivele mai mici, ca acum ar fi și cum e. Continuăm discuțiile cu... Na. Uitați-vă un pic la criterii. Operatorul de mână, chiar că avem sau nu actualmente, dar eu nu văd piața la țară colanată, nu? Percep că acum asta trece... Ceva normal, la urmă. Trece pentru o perioadă mai nefastă, așa? Mai dificilă, dar dacă nu, noi cine pe noi își vă da seama că la țară, fără animale, fără cultiv pământ, țara nu există, nu mai există țara. Numai dacă nu ești. Criterii mai greu sau mai ușor de atins, ideea e că și nu asta ați inițiat. Cum se face brânză sintetică? De democrație, doamne, de nou, că e face domnul, că trebuie să facă o altă, de realizat. Nu le-a tras atenția. Am luat exemplu de la atelier. Deci platforma aia trăia și avea obligația să tot gunoiul care ducea și tot gunoiul care pleca de acolo la nivel să plătea. Era acolo de vedea și vrea să vedea și vrea să vedea ce platformă și plătește taxa aia. De acolo trebuie să trăiască un angajat doi, sunt utilajele care trebuie să reținute, generatorul care trebuie să facă parte din dotare, plus terenul, că trebuie cel puțin 2500 de metri, dacă nu mai mult, pe care trebuie să-l ai și așa, la trebuie să respecte niște condiții ca și platforma de gunoi. Și criteriile că le-am văzut și discuțiile care au avut loc acolo și chinul la care l-ați supus o ateu de lucru, putea să facă tocmai ca la carte, ceea ce aveam făcut, era pus într-o situație foarte penibilă să piardă, adică toată cheltuiala să se recupereze la beneficiar, în cazul ăsta o ateu. Să fie om angajat, utilaje, și totul se plătește. Și cine duce, și cine e. Și am vrea să-l văd de până dura, că duce căruța de gunoi la platformă și trebuie să dea 10-20 de milioane ca să depună gunoi acolo. Că la trebuie prelucrat, trebuie gestionat. Ca lumea. Știi că îți dea o amendă de 50 de ani pe duce și pe malul pură? Dacă are gunoi, deși și are animale, trebuie să aibă și teren. Nu se poate gestiona un animal să-l ții fără să n-ai și teren. Nu știu, trebuie uitat cu atenție pe criterii. Poate nu se arăta aceleași. Oficial, nu știu dacă o au așa, dar nu au așa. Au fost fine. Nu au utilaje de primărie, deci au mai multe. Nu au utilaje de primărie, sunt utilaje care sunt special pentru acolo. Nu au care sunt acolo, care nu au nicio treabă. A fost poza, cu pulsul ăsta să facă ce să facă. Am făcut expulsă, că nu mai ce mai. A, bine, era la centru și nu am fost la din astea, de-aia m-am fost și la căiuri și am văzut. Platforma e o chestiune benefică. Ce sunt vorbă? Lii, în preț sau lii degeaba, acolo de se compostează, se fac, să iese în germanță. Tot ce intră acolo se plătește. Și tot ce iese? Ce iese se plătește. Ei, e o afacere. Dar iese la alte costuri. Nu-i faci nimic normal, nu-i faci nimic normal. E normal. Vreau să văd ceea ce trebuie făcut. De una ce vreau făcut. E pentru că am făcut de fapt. Vă știu, tot parlantă. Eu ce-am văzut acolo. Păi bară, mă poate, nu-i poate altă mine. Se duci vitoare. Așa că mă gădă e bară. Arcul lui de greu. Ca mă gădă. Păi bară, ca și fiecare. Până la fel, nu puteți să gândi doar la fel de la Musa, care se vede care sunt câtele condiții. Găsești terenul. Și cum e încadrăm în treaba. E, nu e pe ce.
tot probleme organizatorice, vă mulțumesc că mi-ați atras atenția privind lipsa de la pelotonă. Era o leacă mai în spate. E frumoasă locația față de sus, unde ne-am petrecut activitatea în ultimii 3 ani. Dar o să revenim de curând. Revenim. Înseamnă că asta nu-i degeaba. Nu-ți pierzi pasă acum. Da, nu prea aveam drapele pe acolo. Asta e nu seara. Dar aș întreba, au fost vreodată? Ce? Au fost vreodată într-o sală de ședință? Cu pune. Au fost vreodată, dar pe el de asta nu-ți aminte vreodată. Da, știi, pe timpul meu ședință, a zis că așa era minimilul. Cu bune curele au trecut 3 ani de mulți cu mandat. Ați închis. Știu că așa e corect, așa trebuie să fie. Dar atât cât am putut, dat fiind faptul că e ultima ședință pe care o prezidez. Sunt sări speciale pentru ședințe de diverse feluri și mori și toate. Da, am văzut, dar scutul vă spărăsc. Să nu vă fie cu supărare, există la fel. Da, e mult la fel. Da, trebuie să l-am rugat, mai nu să fie. Nu poți să spui că nu există. Nu există să nu fie, pentru nu ați atras atenția că suntem și nu există... Nu există în cadru. În cadru? Și e fort. O să te rog frumos să iei în cadru și drapele. Da, da, da. Așa, da. Când vreau să așa pentru că... Deci nu poți să spune că nu există. Ca să termin, este ultima ședință pe care o prezentez. Vă mulțumesc. Dar de ce ultima? Din acest mandat. Chiar trebuie să votăm alte lucruri. Așa, totuși, eu nu am ținut să remarc faptul că site-ul oficial al primăriei are ceva schimbări în ultimii 3 ani și datorită insistenței mele de a fi umplut cum trebuie. Iată că apar acolo dispozițiile de primar, apar procesele verbale în ședințele Consiliului Local, apar proiectul de hotărâre. M-am implicat atât cât am putut și atât cât s-a putut. Așa e la mod acum, atât s-a putut, da? Mai am o scurtă observație pentru domnul primar. Faptul că astăzi n-am votat toate proiectele și m-am abținut, ar fi vorba legat tot de probleme organizatorice. Domnul primar, cred eu, în opinia mea și a poporului administrativ, pe care eu îl înțeleg, că ar fi trebuit ca aceste proiecte de hotărâre să fie într-o ședință ordinară, nu într-o ședință extraordinară. Eu vă înțeleg. Ați fost ocupat toată luna. Ăsta este punctul meu de vedere. Fapt pentru care a trebuit să mă abțin. Pentru că, din ce am înțeles din codul administrativ, Consiliul Local se întâlnește minim o dată pe lună la o ședință ordinară, indiferent cât vor fi, dar minim o dată la o ședință ordinară. Aici includ termenii și toate celelalte. Nu știu dacă trebuie să răspund așa temenic, să intervin pe partea juridică sau asta, dar în consultarea care am văzut cu domnul secretar, am constatat că se poate face ședința fără niciun fel de probleme. N-a fost nimic, nici obligatoriu și nici pe repede înainte. Nu așa am convenit, ca să o facem extraordinar. Mai ales proiecte privind aprobarea execuției bugetare și rectificarea bugetului. Și proiecte de hotărâre privind modernizarea drumului de interes local. Nu zic că trebuia mai mult timp pentru a intra pe fundul problemelor. Asta să facem noi. Doar să venim să asistăm, să semnăm. Vezi doamne care răstoarnă nu știu ce situație sau poate schimba nu știu ce... Doar că noi, ca și consilier, trebuie să fim destul de apți și de pregătiți să votăm cu toată cunoștința de cauză. Și e cineva care nu e apt să facă treaba asta? Eu vă spun ce se întâmplă, ce se nu mă interesează celelalte comisii ce fac, nu se pun întrebări. Se discută, decât prezență, să lucrezi. Poate n-au fost puse întrebări în comisie, dar eu am avut discuții cu majoritatea dintre cei care se lucrează. Și am zis, dar, pentru că am venit cu